Astăzi au avut loc 14 percheziții la sediul mai multor instituții publice, printre care și sediul DGASPC și la domiciliul mai multor persoane fizice, în cadrul unui dosar ce vizează posibile eliberări de certificate de handicap false. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea efectuează cercetări într-o cauză ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, referitoare la obținerea certificatelor de încadrare în grad de handicap. În cursul zilei de astăzi, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, se efectuează 14 percheziții domiciliare pe raza județului Vâlcea, din care două sunt la sediul unor instituții publice, una la sediul unui ONG, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea lucrătorilor de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție.